Campania Daruri în cinstea pruncului Iisus a mănăstirii Hadâmbu din județul Iași a continuat miercuri 22 decembrie 2021. Peste 100 de familii sărace din comunele Mironeasa și Mogoșești au primit alimente, fructe și dulciuri din partea mănăstirii Hadâmbu. Acțiunea s-a desfășurat la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, ocrotită de Maica Domnului. La orele dimineții, tineri și vârstnici au venit la Sfânta Mănăstire pentru a primi alimente. De mai bine de 3 decenii, părintele stareț Nicodim, sprijinit de fiii duhovnicești și de pelerinii închinători, caută să vină în sprijinul celor care se confruntă cu lipsuri materiale. Acum 32 de ani în urmă, de când am redeschis acest monument istoric, nici nu aveam nicio punivimasă și acum aduc slavă laudă lui Dumnezeu. Sunt câțiva ani de zile de când am format și am introdus această frumoasă rânduială, adică frumoasă, zic, o faptă care, aș spune, nu luna faptelor bune, fiindcă și în afară, zona aceasta este așa menită să sunt foarte mulți săraci, foarte mulți nevoiași, care, datoria mea morală, atât de stadiu de preot, mă face să îmi fac datoria după putere. Și toate din darurile trimise de bunul milostivul Dumnezeu, prin credincioși, pelerinii care poposesc deseori în această frumoasă mănăstire din Dealul Mare, și în ultimul rând câțiva dintre fiii mei duhovnicești care mă susțin întru totul la a face fapte bune. Și în afara sărbătorilor și în timpul sărbătorilor, dar este cea mai mare bucurie pentru mine personal și, într-adevăr, simt și simțim cu toții sărbătorile atât timp cât suntem aproape de cei necăjiți și neajutorați. Dar am ales ca în fiecare an pe cei mai necăjiți, să spun, cu copii mulți, văduve, orfani, 100 de familie, an de an, și Crăciun, și Paști, și în afară. Ce am pus în pachete? M-am străduit să aibă ceva săraci și măcar de Crăciun, să spunem așa. Cozonac, doi cozonaci, făină de grâu, făină de porumb, orez, ulei, portocale, tot ce am putut eu mai bun să le ofer lor, să aibă această bucurie, măcar de Crăciun, să spunem, că unii poate că nici n-au mămăligă, nu pâine pe masa lor. Când vin cu colindu, în ajunul Crăciunului, le oferim pungi cu dulciuri, un bănuț și numai de colindă, ratul, steaua, cum e în zonă tradiție. Dar să știți, când am venit eu în zonă aici, acum 30 de ani, 3 copii, 4 colindau. Și eu le-am am format această frumoasă rânduială, zic să nu vă uitați tradiția sacră a poporului nostru creștin. Și îi rog, și apoi vin acum câte o mie, slavă lui Dumnezeu, să am putere să-i pot ajuta pe toți. Alimentele primite sunt de un real folos, mărturisesc oamenii, întrucât veniturile lor sunt mici, iar cheltuielile ridicate. Foarte mulțumit, cu da prostie, am spus din tățuțul părințarii, o două ori. Am făcut și la mâncare, adică când am putut, dacă nu mai pot. Am venit chiar în toamna asta, am venit măcar azi că curăț o cartofi, curăț o și apă. Făin de grâu, făin de porumb, alimente, ulei, zahăr, cozonac, foarte folos. Da, mai ales că eu singur, eu murit are 10 ani. Foarte mult contează pentru noi. De ce? Suntem bătrâni, puterile scade acum. Și scumpi, n-am pensie, am 65 de ani și n-am și un chil. Nu ne-au dat un capul de pensie, să am și eu de un chil de zahăr, de ulei. Și o da Dumnezeu cu părintele stariței așa bun la suflet, ne ajută și noi, pe noi cât poate. Și mulțumim și bun aproape Dumnezeu să-L ții în putere și care-i grijă de bătrâni. Mă rog.
rog în fiecare sar dimineață pentru părinții ăștia și pentru anii din sat. Face mult pentru noi bătrâni. În ajunul sărbătorii Crăciunului, copiii vor primi daruri după ce vor colinda. De asemenea, în prima zi de Crăciun, tinerii vor reveni la Mănăstirea Hadâmbu pentru a interpreta Steaua Sus Răsare, iar în ajunul anului nou vor merge cu uratul. Pe 1 ianuarie 2022, când se merge cu sorcova, cei mici și cei mari vor ține acest obicei și în așezământul monastic din Dealul Mare.